Ce? Îmi pare rău. Vă asigur că n-am făcut-o intenționat. Așa spune toată lumea. Nu există morți și n-am făcut-o intenționat. Dacă v-am putea ajuta cu ceva, o facem cu plăcere la dispoziția dumneavoastră. Să vezi o să ne spună capitanul. Dar despre ce e vorba? În vreme ce pe alții doar încheieturile mâinilor transportând cadavre și răniți, noi n-am găsit încă nimic. Și nu pentru că n-am fi căutat. Da, într-adevăr, e foarte supărător. Fiule, ești sigur că nu sunt morți? Firește, tată. Te-ai uitat sub saci? Da, tată. Be, atunci spune ce este. Spune ce este. Nu vrei să faci nimic ca să-i ajuți pe acești domni atât de răuți? Nu, certați. Lăsați-l în pace. Să sperăm că o să avem mai mult noroc în vreo tranșee unde să-i găsim pe toți morți. Aș fi încânt. Ah, și eu. Nimic nu-mi face atâta plăcere ca oamenii ce-și au meseria în serios. Și nu-i putem ajuta cu nimic pe acești domni. Ah! Ce? Mi-am adus aminte. Azi dimineață, curățind ceapă, m-am tăiat la deget. Asta e pentru dumneavoastră? Firește să te transporte imediat. Nu ține. Cu doamnele nu merge. Nu v-am ajutat deloc. Nu-i nimic. Poate ne scoatem părleala din alte tranșe. Nu vă necăjiți, Dacă găsim noi un mort, vi-l păstrăm. Nu-l dăm altora, știți? Mulțumim, domnule. Pentru nimic, drăguță, n-are nicio importanță. Să mergem. Ia uite. Ce plăcut e să petreci o duminică pe câmpul de luptă. Întâlnești totdeauna oameni simpatici. Wow, mai... Dar voi, de ce sunteți dușmani? Nu știu, nu prea sunt instruit. Sunteți dușmani de când v-ați născut sau ați devenit pe urmă? Nu știu nimic. Atunci cum ați ajuns să participați la război? Într-o zi stăteam acasă. Tocmai reparam fierul de călcat al mamei mele. A venit un domn și mi-a zis: dumneavoastră sunteți Zepo? Da. Bine, trebuie să mergi la război. Atunci am răspuns: la ce război? Și mi-a spus: vă să zic că nu citezi ziarele. Ce ignorant. I-am spus că așa e, dar poveștile de război... Că la mine, exact ca la mine. Nu, n-a fost la fel. În ziua aceea nu reparai un fier de călcat, îți reparai mașina. Continuați. Pe urmă, ce s-a întâmplat? Atunci am spus că am o logodnică și dacă nu o duc la cinema, duminică se plictisește. Și mi-a spus că asta n-are nicio importanță. Ca la mine, exact ca la mine. Atunci tatăl meu a coborât și mi-a spus că nu pot să mă duc la război, pentru că nu am cal. Tatăl meu a spus la fel. Domnul a răspuns că nu mai e nevoie de cal. Și l-am întrebat dacă puteam să-mi iau logodnica. A spus nu. Atunci l-am întrebat dacă puteam să-mi iau mătușa ca să-mi facă joia o prăjitură cu cremă faină, după care să mă ling pe buze. Și mi-a spus nu. Ca la mine. De atunci, uite, stau așa singur, mereu prin tranșee. Cred că tu și domnul prizonier, pentru că locuiți așa de aproape unul de altul și vă plichisiți la fel, ați putea să vă jucați după amiezele împreună. Vai, nu, mamă, nu. Mie mi-e frică, e un dușman. Haide, nu-ți fie frică. Dacă ai ști cine a istorisit generalul despre dușman? Ce a spus? A spus că dușmanii sunt oameni foarte răi. Când fac prizonieri, le pun pietricele în bocanci ca să-i supere la mers. Ce îngrozitor, dar ce sălbatici! Nu vă e rușine să faceți parte dintr-o armată de criminali! Eu n-am făcut nimic. Ei fac. N-ar fi trebuit să-l dezlegi. E de ajuns să-i întoarce în spatele și o să le pună pietricele în bocanci. Sunt indignat! Știu eu ce să fac. Mă duc să-l caut pe capitan și am să-l rog să mă lase să iau parte la război. N-o să accepte, ești prea bătrân. Da? Atunci o să-mi cumpăr un cal și o sabie și o să fac război pe socoteala mea. Bravo!